Hei, bună tuturor! Sunt Claudia Niță și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. A trecut super multă vreme de când nu am mai postat și oarecum pot să zic că mi-am schimbat un pic și background-ul de când am renovat și mi-am făcut în spa, de fapt mi-am făcut încăperea asta albă și în spate mi-am pus niște rafturi și așa mai departe. Mi se pare că e camera mai luminoasă și pot să filmez și aici și nu mai trebuie 100 de mii de lumini, ținând cont că am un geam imens în fața mea de cred că 2 metri jumate pe 2 metri jumate, de fapt am două, unul aici și unul aici, deci nu am nevoie de lumini decât de lumină naturală. Așa că mă bucur tare mult, sper să vă placă și vouă schimbarea. Nu știu dacă voi filma tot timpul aici, dar îmi propun ca în proporție de 90% să fie totul aici jos și să nu mă mai închid acolo în camera în care n-am pic de lumină. Ok, astăzi va fi un clip lung. Un clip în care vreau să vă vorbesc despre produsele cosmetice pe care eu le-am achiziționat în anul 2018. Eu le-am pregătit aici, oarecum nu le-am așezat nicicum, deci o să vă spun și produse preferate și produse care sunt mai puțin preferate. De când voi nu m-ați mai văzut pe YouTube, m-am tuns așa drept. Îmi place tare, tare mult cum arată. Ok! Să începem cu produsele, pentru că știu că sunteți curioase sau curioși, sau și. Am pregătit, în general, produse cu care eu lucrez. Sunt produse pe care eu le-am cumpărat majoritatea din banii mei, adică nu le-am primit. Pe care le-am primit, am să specific lucrul acesta. Sunt produse pe care le folosesc ca și make-up artist. Nu sunt produse cumpărate, adică am ajuns la maturitatea mea în carieră, să zic așa, în care nu mă mai arunc să cumpăr produse în care nu am așa un feeling că ar fi ok. Prefer să mă documentez și prefer să cumpăr produse care sunt poate un pic mai scumpe, dar de care să fiu mulțumită, să știu că dacă dau bani pe ele, să-mi și placă. Și atunci m-am gândit că am zis așa, acum vreo 2 sau 3 ani, am zis gata, stop cumpărăturilor inutile pe parte de make-up, că dacă vorbim de parte de casă, Doamne, câte chestii inutile cumpăr de la Pepco, de la Jumbo nu prea am mai cumpărat, dar în general de la Pepco. Nu că nu sunt frumoase, sunt superbe, doar că nu le găsesc câteodată loc în casă, pur și simplu. Ok, să nu ne îndepărtăm foarte tare de subiect, să începem! E cam lung intro-ul ăsta și am două genți pline de produse. Bea o gură de cafea și începem. Bine, o să încep cu ce am prima dată aici. Am acest iluminator de la MAC în colaborare cu Patrick Star. Nu prea l-am folosit acest iluminator. Nu neapărat că nu e frumos. Doar că, nu știu, nu l-am prea folosit. În schimb, îmi plac foarte, foarte mult texturile. Și e foarte, cum să zic, moale și parcă e cremos, așa puțin. Cam asta e textura. Și un pic și cam închis la culoare pentru ce am eu nevoie. Aceasta este nuanța Hot and Heavy. Oarecum e un iluminator foarte, foarte subtil. Da, pot să zic că îl recomand. N-aș avea niciun motiv să zic că nu. Dacă vă place brandul MAC și după cum știți că brandul MAC chiar are produse bune și produse... Majoritatea produselor pe care eu le-am achiziționat de la ei sunt bune, în proporție de 90%. Sunt și unele eșecuri, failuri, dar cred că toate brandurile au așa ceva. Mai departe, că așa le-am pus, este tot pudră, o pudră de la MAC. Este Next to Nothing Powder. Este o pudră presată, compactă, nuanța Medium Plus. Arată așa. După cum puteți observa, este mega, mega folosită. Pentru că îmi place tare, tare mult această pudră. Și să vă spun cum o folosesc eu. O recomand din tot sufletul să vă cumpărați. De exemplu, dacă aveți tenul așa uscat, ușor deshidratat, puteți să folosiți această pudră să vă fixați absolut toată fața. În cazul în care tenul este mixt, adică pe partea centrală aveți exces de sebum, vă sfătuiesc să nu folosiți această pudră pe partea centrală, să o folosiți doar pe laterale unde aveți tenul uscat, pentru că dacă o folosiți pe partea centrală și mai aveți și exces de sebum, o să luminați ca un bec. Așa că pe partea centrală folosiți o pudră matifiantă, iar pe partea laterală folosiți această pudră pentru că o să vă placă foarte mult. Are o textură foarte fină și nu încarcă tenul.
și are și așa particule de lumină. Îmi place tare, tare mult. Următorul lucru pe care l-am achiziționat este o pudră de la Dior. Este o pudră tot așa oarecum iluminatoare, mai spre roz. Nu știu ce să zic despre această pudră. E foarte fină și ea, nu pot să zic că nu este fină, doar că mi se pare că încarcă foarte mult și de obicei o folosesc la tenul care are așa un pic pete maronii sau ușor spre gri. Acolo îmi place să folosesc această pudră. Nu știu dacă se vede foarte, foarte bine. Ea este așa spre roze pentru că dă așa o prospețime mai naturală, să zic, a tenului și cumva neutralizează nuanțele de maro și gri, lucru care îmi place, dar vă spun sincer că n-aș mai cumpăra-o a doua oară, adică o folosesc pe asta cu am, dar n-aș mai cumpăra-o, sinceră să fiu. Este și scumpă, vreo 200 și ceva de lei, deci chiar nu neapărat că nu-și merită banii, doar că pur și simplu poți trăi și fără ea, ce să zic. Următorul lucru pe care l-am tot de la Dior este în același ambalaj, dar acesta este un iluminator nude, se numește 02 Dior Skin Nude. Chiar pot să spun că îl iubesc de-a dreptul, are așa o nuanță de alb-roze și la fel dă așa o prospețime tenului foarte, foarte mișto. Pe asta l-aș cumpăra de 1000 de ori dacă aș avea ocazia. Nu știu cât de bine se vede așa, dar cât de cât. Următoarele lucruri sunt niște farduri cremoase de la Charlotte Tilbury. Am 4, dar nu știu unde sunt celelalte pe aici. Sunt mai multe nuanțe. Ideea este că aceste farduri cremoase de la Charlotte Tilbury sunt extraordinare. Pur și simplu le ador. Adică de când le am, ei spun că sunt waterproof, dar au o textură foarte ușoară. De când le folosesc, nu pot să zic că mi s-au plâns clientele că le-a curs machiajul sau au avut probleme cu machiajul. Toate mi-au spus că au rezistat foarte bine. Chiar vi le recomand. Cred că prețul lor e undeva la 26 de euro unul, dacă nu mă înșel. Oricum, puteți să intrați pe site-ul ei, charlottetilbury.com. Puteți să dați comandă și vine și în România. Nu trebuie să plătiți taxe vamale sau eu mai știu ce, așa că chiar puteți să le comandați liniștite. Următorul produs este o pudră de la Givenchy. Este o pudră bronzantă, numărul 3. Este un brand de lux, în cazul în care nu ați auzit de acest brand. Poți trăi și fără așa ceva, adică sunt bronzere mult mai frumoase ca și astea, ca și ăsta, da? Deci, na, nu îmi pare rău că l-am cumpărat, pentru că nu prea îmi pare rău de niciun produs. Sunt produse, am și produse care îmi pare rău pur și simplu că le-am cumpărat, dar asta nu îmi pare rău că l-am cumpărat, pentru că e foarte mișto și așa o nuanță plăcută, foarte, foarte lejeră, nu trebuie să pui foarte mult, nu este mega pigmentat și la fel are ușor particule de lumină, nu este foarte, foarte mat, lucru care mie îmi place în ultima perioadă, doar că poți trăi și fără el, adică nu e ca și când gata, nu am bronzerul acesta de la Givenchy și gata, nu mai pot să trăiesc fără el, deci nu e obligatoriu, puteți folosi și alt bronzer, că n-ați pierdut nimic. Următorul produs este de la Dior, iarăși e o ediție, nici nu l-am apucat să-l folosesc prea mult, adică aproape deloc. E o ediție de Crăciun, care arată cam așa. Textura este mult mai frumoasă în realitate decât se vede pe cameră. Toate texturile de la Dior îmi plac foarte, foarte mult. Sunt, nu știu, au așa o textură deosebită și auriu ăsta îmi place mult de tot. Nu știu, au așa pe ochi un finish mai luxos, așa mai... Na, este un produs de lux, tocmai asta este ideea, dar la fel, puteți trăi și fără fardul de la Dior, fără nicio problemă, doar că eu, pentru că sunt pasionată de make-up și pentru că sunt pasionată de produse, sunt obsedată de produse, îmi cumpăr tot felul de chestii pentru că și vreau să le testez și vreau să am în kitul meu de make-up artist și produse de lux ca să am ce să le ofer clientelor mele. Adică atunci când vine o mireasă, să zicem, la machiaj, mie îmi place să folosesc produsele astea de lux pentru că mi se par mult mai... Mi se pare că, nu știu, arăți un pic altfel în fața clientei tale și îți justifici cumva și prețul machiajului. Asta în cazul în care...
prețul îl aveți destul de măricel, cumva te justifici, bă, am investit în produse, îți ofer un serviciu de calitate, așa că, na, cam asta, eu așa cred. Și mie și place să cumpăr produse, n-aș putea să mint să zic, vai, nu, mie nu-mi place să cumpăr produse, nu, ador să cumpăr produse. Am mai cumpărat de la Golden Rose, cred că așa, Diamond Breeze Glitter Top Coat Mascara, arată așa, au fost vreo 25 de lei. Ce să zic, e, pentru mine asta e un eșec total, în ideea în care l-am desfăcut și l-am testat oarecum acolo și e foarte frumos, el e foarte auriu așa pe mână, da, și se vede foarte frumos, doar că parcă nu se usucă niciodată, adică el e tot ud, rămâne ud așa și nu prea ai ce să-i faci, lucru care nu prea îmi place, sincer să fiu, deci nu cumpărați Golden Rose Diamond Brave sau ceva de genul ăsta, pentru că e cam un eșec. Mă gândeam să îl folosesc ca și eyeliner, să pun așa o linie de eyeliner la baza genelor, dar nu se usucă, pur și simplu, e ud mereu. Mai departe, Jimmy Brow de la Benefit, știți foarte bine că iubesc brandul Benefit, cel puțin Jimmy Brow este unul din preferatele mele, din produsele mele preferate de fapt de la Benefit. Eu am nuanța 3 și pe asta folosesc, este o nuanță medie și dacă vreți să aveți niște sprâncene foarte drăguțe, eu vă recomand să vă cumpărați acest rimel de sprâncene. A apărut acum și 3 de brow tones, tot ceva de genul ăsta. Are așa și un pic de luminozitate în el, un pic de highlighter sau ceva, dar chiar da, am două foarte, foarte drăguțe, deci recomand. Ce mi-am mai achiziționat este de la Dolce Gabbana, Dolcissimo, nuanța Dahlia, nuanța cu numărul 11, un ruj, da, și scrie aici, da, n-am văzut. Așa demi-mat cumva, nu e nici mat și nu este nici cremos, lucios. Îmi place foarte, foarte mult gama asta și chiar e foarte drăguț. Nuanța este fix asta de pe capac, este un vișiniu mov așa, tare, tare drăguț. Nu știu exact să vă spun cât costă, vreo 100 și ceva de lei, ceva de genul ăsta, dar na, are o textură ușoară așa, o textură pe care momentan n-am mai întâlnit-o, adică n-aș putea să zic că am mai întâlnit-o undeva asta. Mai departe, mi-am achiziționat două creioane de la Make Up For Ever, Aqua XL și sunt super, super ultra rezistente, chiar vă recomand să le cumpărați. Eu le folosesc pe linia apei, le puteți folosi și pentru tehnica creionului, cine folosește această tehnică și pe linia apei rezistă foarte bine. Asta înseamnă că sunt foarte rezistente, de-aia le și spune că sunt din gama Aqua XL, deci chiar le recomand. Următorul produs pe care l-am achiziționat este paleta de la Charlotte Tilbury. Stați puțin să vă arăt, arată așa. Ce pot să spun despre această paletă e că nu m-a dat pe spate, adică mă așteptam la o altfel de textură, un pic mai moale, așa, mai, nu știu cum să spun. Nu știu, poate că aveam eu alte așteptări de la paletă sau, nu știu, ideea e că ele sunt foarte frumoase, iluminatoarele, nimic de spus, doar că nu cumva să zic așa că nu mă așteptam la textura, îmi place, dar nu-mi place în același timp, am așa un feeling de, când o văd, o iau în mână, mă uit la ea și zic, nu. Mai bine au alt iluminator, dar nu știu de ce. Dar ce am mai făcut? Am mai folosit-o în colțul interior al ochiului, am aplicat luminozitate, așa da, și sub arcadă dacă vreți, dar în rest nu prea o folosesc ca și iluminator, prefer cu totul și cu totul alte iluminatoare decât asta. Următorul lucru pe care l-am, v-am spus că le iau random, este acest ruj de la Too Faced, Melted, Metallic, nu știu ce nuanță e, Bitch, I'm Too Faced. Oare asta o fi nuanța? Nu știu, este un roșu foarte drăguț, e un roșu roz, de fapt, stați vreau să fără pe mână, vișiniu, de fapt. Foarte, foarte drăguță nuanța, ușor metalică, dar nu așa cât să te doară ochii să nu-ți placă, în sensul plăcut. Și ăsta chiar îmi place tare, tare mult, l-am folosit și la cliente, l-am folosit și la curs, deci chiar este foarte mișto. Mai departe, că avem super multe...
Am paletele acestea de la Tom Ford. Am trei palete. Astea mici, nu știu dacă le știți sau nu le știți. Nu știu ce culoare este asta. Arată cam așa. Textura lor este una foarte mișto, n-aș putea să mint. Doar că, de exemplu, fix această paletă pe care am achiziționat-o nu de mult, are culorile astea și se numește Virgin Orchid. Nu știu, nu prea îmi plac culorile, le-am văzut altfel și mi se păreau că sunt altfel. Dar, în schimb, celelalte îmi plac mult mai mult. Odată este aceasta, care este Disco Dust. Și arată așa și îmi place tare mult culoarea asta. Și mai am una care se numește Honeymoon. Și arată așa. Astea două îmi plac mai mult. Da, le recomand. Chiar sunt faine, dar la fel, sunt destul de scumpuțe. Și nici eu când eram la început nu mi-am permis să-mi cumpăr foarte multe cosmetice din astea scumpe. Doar prin muncă și prin mult exercițiu și prin cliente mulțumite o să puteți să vă achiziționați produse mai scumpe, de calitate superioară, de lux, profesionale și așa mai departe. Așa că să nu vă gândiți că gata, am spart o bancă acum și m-am dus și mi-am cumpărat toate produsele. Toate produsele acestea sunt cumpărate în timp, în ani de zile. Bine, astea sunt acum în 2018 și mi le-a luat treptat. Adică nu e ca și când, gata, wow, ce multe produse mi-am cumpărat acum și vin și vi le arăt așa în față. Doar vă spun că sunt unele produse care sunt și foarte scumpe și chiar nu își merită banii. Următorul produs este un iluminator de la NYX. Acesta l-am primit cadou când s-a deschis magazinul NYX în Timișoara, în goodie bag. Nuanța este haotic, ceva de genul. Este un blush iluminator foarte drăguț. Nu mă așteptam să fie atât de drăguț. În general îmi plac blush-urile care au un pic de culoare și un pic de luminozitate. Nu-mi plac blush-urile foarte mate. Încă un blush, acesta este de la Benefit. Eu vi l-am mai arătat de foarte multe ori și l-am folosit și în live-urile mele de pe Instagram pentru că îmi place tare mult. Aceasta este culoarea. Este așa un portocaliu gălbui foarte, foarte mișto. Chiar îmi place mult și e mega pigmentat. Să nu mai spun și de ambalajul foarte, foarte drăguț al lui. Am o paletă de la Hourglass pe care am achiziționat-o la începutul anului sau la sfârșitul anului trecut, nu mai țin minte exact. Ce îmi place foarte mult la acest brand și în mod special la iluminatoarele astea, sunt foarte ușor de folosit și nu încarc, adică în sensul în care dacă îmi doresc să fac un machiaj mai aerisit și mai frumos, pot să folosesc aceste produse și nu-mi încarcă tenul și nu arată mult și prost pe față. Deci, da, recomand paletele astea, sunt chiar tare, tare drăguțe. Ok, am ajuns și la Fenty. Ce mi-am cumpărat eu de la Fenty? Stați așa, mi-am cumpărat iluminatorul acesta Kilowatt. Iluminatoarele astea, de fapt, brandul Fenty îl găsiți și în Sephora. Eu mi-am luat astea pentru că îmi place tare mult, mi-a plăcut albastru ăsta sau ce culoare are, mă rog, un albastru mint, așa. Și marou ăsta de lângă, chiar foarte drăguțe. Ce îmi place foarte, foarte mult este faptul că îl puteți folosi și pe ochi, cel puțin ăsta, marou ăsta de care vă spun eu acum, îl puteți folosi la mirese cu succes. Eu l-am folosit la una sau la două mirese și chiar arată mega, mega fain. Așa arată pe spate, sper să nu bată lumina și să vedeți bine. Iar pe lângă ăsta mi-am achiziționat și Diamond Bombul acela, tot de la Fenty, care arată așa și înăuntru. E alb, nu știu cât puteți vedea și aici este o dâră, mi-a băgat Anastasia degetul, a vrut și ea să facă un swatch și mi l-a rezolvat. E foarte, foarte drăguț, ce să zic. Doar că nu prea l-am folosit, adică, nu știu, nu l-aș mai cumpăra, vă zic sincer, adică mai bine aș prefera cu totul și cu totul alte produse de la Fenty decât ăsta, care l-am luat așa doar de dragul de a-l lua, nu neapărat că vreau să-l și folosesc, nu știu cum să zic, îl folosesc așa, îl pun pe piept, pe umeri și pentru ce se folosește el, în colțul intern al ochiului nu stă foarte bine, dar nu l-aș mai achiziționa, vă zic sincer. Am ajuns și la palete, paleta de la Kim, în colaborare cu Mario. Asta e mai mult pentru mine o paletă de colecție, pentru că vedeți că nu prea am folosit-o. E foarte drăguță paleta, dar nu uit de ea, pur și simplu, nu știu, nu
puteți trăi și fără paleta asta, sincer. Ajung și la paletele, unele din paletele mele preferate pe care le-am achiziționat de mai puțin de o lună. De la Pat McGrath, nu știu dacă ați auzit de ea. Ea a scos niște palete de ceva vreme, să zic așa. Au o textură pe care la fel nu am întâlnit-o la alte palete pe care eu le am. Ambalajul este unul de calitate, de lux, de-a dreptul luxul luxului când pui mâna pe ea. E foarte grea așa și când o deschizi și te uiți așa la ea, e, nu știu, parcă nici nu-ți vine să o folosești. Și se închide așa, știți, cu sunetul de rigoare. Și arată cam așa. Nu știu cât de bine se vede, că are foarte multe irizații. Paleta asta este undeva în jur de 550 de lei una. 550-560, depinde. Și este destul de scumpă, pot să zic așa, dar... V-am zis, eu prefer să investesc în produse destul de mult și îmi și place să le cumpăr, recunosc eu. Asta e cu albastru, în orice caz. Nu știu cât de des auziți voi de produsele astea, pentru că, din păcate, nu sunt așa de populare ca și alte branduri. Următoarea paletă este una mică de la Smashbox, cu un ambalaj tare drăguț. Arată așa, am scăpat-o pe jos, sorry. Am folosit-o de câteva ori, dar nu mă prea nebunesc după ea, adică dacă n-ar fi fost o am, nu aveam și cam asta era. Deci nu-i simt lipsa, nu-i simt nici prezența, nu știu cum să zic, mi-e oarecum indiferentă. Următoarea paletă de la Charlotte Tilbury este o paletă de contouring, Filmstar Bronze and Glow, așa se numește, nuanța medie, dacă nu mă înșel, Fair to Medium. Așa arată. Este paleta mea de contouring preferată. Este una din cele mai frumoase palete de contouring pe care eu le-am avut până acum. Cum fac contouring-ul cu această culoare este ceva incredibil de frumos și iluminatorul ăsta, deși pare puțin ciudat, pe față arată foarte, foarte mișto. Produsele le găsiți la ea pe site, prețul undeva la euro, 40 de euro, ceva de genul ăsta, dar e foarte. Următoarea paletă este aceasta, Desert Dusk, de la Huda Beauty. Ce să zic despre această paletă? Foarte frumos ambalajul, foarte frumos aranjate, dar pentru mine a fost așa un pic de dezamăgire, pentru că este super prăfos și nu... N-aș mai cumpăra-o, vă zic sincer, mie nu-mi place, adică după cum vedeți nici nu prea o folosesc, mi-aduc aminte rar de ea, e doar așa că am și eu paleta asta și atât, dar nu, n-aș mai cumpăra-o, aș investi în cu totul și cu totul alte produse decât în paleta asta. Următoarea paletă este de la Natasha Denona, este a doua mea paletă cumpărată de la Natasha Denona. O paletă foarte, foarte drăguță. Nu știu dacă s-a lansat încă sau nu. Cred că în... Ba, cred că... Ba da, în 2. În 2 octombrie s-a lansat paleta aceasta, gold. Și arată cam așa. Mai mult cu degetul le-am testat și atât, dar sunt foarte mișto. Am uitat să vă spun, prețul paletei este de 130 de dolari. Trebuie să o comandați. Probabil că este pe Beautylish, cred că. Dacă nu mă înșel, cred că acolo o găsiți. Următoarea paletă este de la Charlotte Tilbury, este ultima paletă lansată de ea, acum de 3 săptămâni, 2 sau 3 săptămâni. Ea arată așa, este ediție limitată ca și cealaltă, am mai scos una de genul acesta, din păcate aceea mai spre nude nu o am. Stars in Your Eyes se numește paleta. Nu-mi pare rău că am cumpărat-o, asta este 75 de euro și grăbiți-vă dacă mai vreți, nici nu știu dacă mai este pe stoc sau nu, dar trebuie să vă grăbiți să o cumpărați pentru că fiind ediție limitată nu o să o mai găsiți, nu se va mai produce. Sper că nu v-am plictisit. Am multe produse să vi le arăt. Asta de la Natasha Denona, iarăși, este Cranberry paleta. Este mult mai frumoasă decât cea mare, în ideea de textură mă refer, are o textură mult mai faină decât cealaltă și la fel o găsiți pe site. Următoarele produse sunt două rujuri de la Charlotte Tilbury în nuanța Red Carpet Red și The Queen. Vă zic sincer că nu le-am testat încă, că nu am avut când să le testez, dar mi se par minunate. Deci le arată așa.
Minunate. Acesta este nuanța The Queen, iar acesta este Red Carpet Red. Și vă recomand să le cumpărați, pentru că le-am testat așa pe mână, nu pe buze, și sunt de vis, domnule, de vis. Următoarea paletă este paleta de la Dior Backstage, o paletă pe care o ador de-a dreptul, este minunată, cu o textură foarte, foarte fină și superbă. Dior Backstage, stai să le mare vreun număr, 001 Universal. Așa scrie pe ea, deci chiar puteți să o cumpărați. O să încerc să merg un pic mai repede cu aceste produse, pentru că deja m-am super lungit cu video-ul ăsta și n-aș vrea să vă plictisesc, așa că o să spun doar câte 2-3 cuvinte și dacă o recomand sau nu paleta. Următoarele produse sunt aceste două palete mici de la Huda Beauty, foarte pigmentate, îmi plac tare mult, mult mai mult decât paletele acelea mari. Asta, Smoky Obsession, am folosit-o mult mai mult decât Mauve Obsession, asta, se și vede că e aproape nouă. Și da, vă recomand să le cumpărați, sunt așa to go, să zic, puteți să le luați și să vă faceți așa un machiaj foarte drăguț. Acum a scos și mai multe culori, deci da, chiar îmi plac, mai mult decât aia mare. Iluminator de la NARS, nu știu dacă s-a lansat sau nu iluminatorul ăsta, îmi pare rău, chiar nu știu dacă s-a lansat sau nu, doar că cred că este o ediție de Crăciun și arată așa. Sunt trei iluminatoare foarte drăguțe, foarte fine și chiar vă recomand să vă achiziționați paleta asta. Iarăși e una mică cu trei iluminatoare, foarte mișto. Deci, da, chiar sunt faine. Și ambalajul este așa de cute, este cu țepi cumva. Trebuie să recunosc că mă cumpără ambalajele, sorry. Următorul lucru este un tint de la Kylin, astea le găsiți pe site-ul lecțiidemachiaj.com. Tintul ce este de fapt? Este un produs pe care îl puteți folosi și pe buze, îl puteți folosi și la ochi ca și bază, este ultra mega rezistent și asta este un roșu care mi-a plăcut tare, tare mult și vă recomand să îl cumpărați pentru că o să vă placă mult. Sunt foarte multe nuanțe pe care le puteți achiziționa. Repede să trec prin următoarele. Paleta de la Lorac Cosmetics este o paletă de contouring cremoasă. O ador de-a dreptul, doar că mereu uit de ea, nu știu ce naiba fac, dar mereu uit de ea pentru că e pusă în sertar în spate. Ideea este că o ador și îmi place tare, tare mult, deci chiar o recomand. Iarăși este destul de mică, o puteți lua cu voi. Laura Geller, cred că așa se pronunță, Iconic New York Collection, iarăși o paletă minunată pe care o recomand. Cel puțin culoarea asta este minunată, așa cremoasă, moale, niște culori foarte frumoase înăuntru, deci chiar recomand paleta asta. Îmi place foarte, foarte mult. Mai am o paletă de rujuri de la Vise Art. Nu prea am folosit aceste rujuri pentru că, again, uit de ele. Le puteți folosi aceste rujuri și ca bază de ochi, doar că nu cred că sunt rezistente. Lip palette, nu știu ce. Professional Makeup. Asta e în jur de 70 și ceva de euro, o paletă de genul ăsta. V-am spus, multe produse s-ar putea să nu le cunoașteți, pentru că sunt mai mult produse profesionale, nu neapărat produse care sunt foarte, foarte renumite din cauza reclamei, să spun așa. Am mai achiziționat un ruj de la Bobbi Brown, un ruj care mie personal îmi place foarte, foarte mult. Este așa ușor, cum să zic, cremos, nu este foarte mat, deci rujurile de la Bobbi Brown chiar sunt faine. Ok, următoarea paletă de care m-am îndrăgostit, pot să spun, este paleta de la Atelier Paris de sprâncene TE30. Ideea e că eu am o paletă de sprâncene de la Atelier Paris, cred că este TE10 și am zis, bă, n-are rost să mai cumpăr și aceea cu numărul 30, că dacă o am pe asta, e super faină, nu știu ce. Când am fost la Tomina, probabil că ați auzit de ea cine e în domeniul de make-up, cine nu, căutați-o pe Instagram pentru că are niște lucrări extraordinare și e foarte, foarte faină, Tomina Make-up, exact așa. Am folosit paleta aceasta de sprâncene de la Atelier Paris și așa de frumos am modelat sprâncenele cu un creion și cu paleta asta, nu mi-a venit să cred. Și primul lucru, când am venit în țară, a doua zi, m-am dus și mi-am cumpărat paleta. Seminarul a fost la Budapesta, de asta am zis când am venit în țară. Bun, despre ce vreau să mai vorbesc este despre paleta de la... nu v-am zis. Prețul unei palete este de... scrie pe ea? 198 de lei, ceva de genul ăsta, paleta asta. Vă ajunge paleta asta o viață. Dacă sunteți make-up artist, cred că aveți și reducere dacă ați făcut cursul la noi la școală. Dacă nu, găsiți pe lecțiidemachiaj.com.
Deci, na, nu știu dacă sunt reduceri sau nu. Următoarea paletă este de la Moi. Știți brandul Moi? Este copilul mai mic al lui Cupio. Este o paletă de iluminatoare. Arată așa. Prețul ei este de vreo 60 ceva de lei. Ea este drăguță. Pot să zic că e drăguță. Și foarte, foarte pigmentată. Doar că are particulele mari. Asta în ideea în care vă place un iluminator cu particule mari, atunci da, o să vă placă paleta. Dacă vă plac iluminatoarele cu particule micuțe, foarte, foarte finuțe, înseamnă că nu-i pentru voi paleta asta. Eu o folosesc cel puțin și la cursuri, fetele sunt destul de mulțumite de această paletă, deci na, ținând cont de prețul pe care o are, că este 60 de lei sau ceva de genul ăsta, chiar e ok. Dar atenție, s-ar putea să nu vă placă din cauza particulelor mari de glitter dinăuntru. Paleta ce am primit-o, n-am cumpărat-o eu, aceste două palete le-am primit de la Makeup Shop, de la Boys & Berries. Vă spun din tot sufletul, foarte sincer, că nu am apucat să le testez, încă am chestiile astea și sunt aproape noi palete, adică nu, pardon, sunt noi paletele. Arată cam așa, asta se numește Mirror Slave și arată așa. Mi-am băgat degetele în această paletă, pare foarte, foarte mișto și foarte pigmentată. Așa arată. Pentru prețul pe care îl are, e 89 de lei sau ceva de genul ăsta, mi se pare foarte drăguț. Stai să vedem mauve-ul ăsta. Nu cade, nu știu, e foarte pigmentat. Asta e Mirror Slave, iar asta este Vivid Dreams, care arată așa. Mult mai colorată, cu nuanțe de verde, auriu, portocaliu, roz, mov, o nebunie de culori. La fel, mie mi se pare că sunt foarte ok pentru prețul pe care l-au și foarte pigmentate și puteți să realizați super multe lucruri cu aceste palete. În total cred că sunt 5, dar eu am primit doar 2. Nu știu cum sunt celelalte, dar bănuiesc că la textură sunt la fel ca și astea. Mai departe, iarăși niște palete foarte, foarte discutate, să zic așa, paletele de la Morphe în colaborare cu Jaclyn Hill. Știți că sunt 4 palete, ceva de genul ăsta, trebuie să vi le arăt. Înăuntru sunt 4. Diferite culori, cu galben, mov, verde și așa mai departe, n-are rost să le mai desfac. Știu că am vorbit și eu cu Sebastian, un prieten care și el se ocupă de partea asta de make-up și m-a întrebat dacă sunt ok, pentru că a auzit super multe chestii despre ele, cum că n-ar fi ok și că sunt foarte prăfoase, că au avut ceva probleme cei de la Morphe și bla bla bla. Nu știu, mie îmi plac, le folosesc, deci n-am nicio problemă cu ele. Prețul lor al paletelor, 4 palete, este 50 de euro sau 54 de euro, ceva de genul, și mi se pare super accesibil să poți să îți cumperi palete, 4 palete, 4 atâtea nuanțe cu 50 de euro. Nu știu, mi se pare super, super mișto. Următoarea paletă este de la Anastasia Beverly Hills, paleta Norvina. Pentru mine o dezamăgire totală. Singura paletă pe care o mai am de la Anastasia este Modern Renaissance și am zis, ok, ce culori frumoase, hai să o iau și pe asta. N-aș mai cumpăra-o pentru nimic în lume. Frumos ambalajul, dar din păcate văd că nu vor să-și schimbe textura, nu știu de ce Dumnezeu, nu vor să-și schimbe textura pur și simplu. Îmi place și mi-ar fi plăcut să le am pe toate, dar sincer să fiu, decât să dau 240 de lei sau 30 de lei cât costă paleta, decât să dau 250 de lei pe paleta asta, mai bine îmi cumpăr, nu știu, altceva, îmi cumpăr un tricou, îmi cumpăr un sacou sau orice altceva sau altceva în domeniul de make-up decât paleta asta. E foarte prăfoasă și foarte, nu știu, nu, mie nu-mi place, vă zic sincer, chiar aveam așteptări mai mari de la ea. Se poate lucra cu ea, deci Doamne ferește să nu mă înțelegeți greșit, se poate lucra cu ea, cine o are, nu vă stresați, sau cine și-a comandat-o și e pe drum sau orice altceva, nu vă stresați, pentru că se poate lucra cu această paletă, doar că n-aș mai cumpăra-o, ca și make-up artist, nups, n-aș cumpăra această paletă. N-aș mai cumpăra această paletă, că deja am dat banii pe ea și probabil că în viitorul apropiat, dacă nu își vor schimba textura, pe mine m-au cam pierdut ca și client, cei de la Anastasia, Beverly Hills, au alte produse probabil care sunt drăguțe, dar asta, not, nu o cumpărați. Următoarea paletă este de la Kat Von D, aceea este ediție limitată 10 ani Kat Von D și așa arată ambalajul, unul super drăguț, atâta de mult mi-l place de mor.
Și aici este și semnătura ei. O, stai să o și deschid. Și ea arată așa. O paletă minunată. Vă spun sincer, o ador de dreptul. Chiar recomand paleta asta. Tot vreo 200 și ceva de lei a fost această paletă. Cred că dacă mă mânc la aproape de 300. Nu mai știu exact. Nici nu știu dacă mai există în magazine sau nu. Dar le găsiți în Sephora sau pe Sephora.ro. Găsiți, avem și site online în România, site Sephora. Deci chiar vă recomand să cumpărați paleta asta. Mai bine asta decât Anastasia, de 100 de ori. Următorul produs este Body Lava de la Fenty. O dezamăgire iarăși și asta pentru mine. În ideea în care miroase foarte frumos. E fain și pe piele când îl pui, nu știu, e frumos. Chiar e frumos. Îmi place mult de tot cum arată. Dar nu l-am folosit niciodată vara asta, pentru că nu se usucă pe piele. Rămâne umed așa și te lipești și te enervează și nu. Deci chiar dacă n-ar rămâne așa lipicios, ar fi fost minunat. Dar altfel nu investiți în așa ceva, că nu știu dacă o să vă placă sau nu. Nu mai am foarte multe produse, promit. Am aceste blush-uri iluminatoare, ciorfii, le puteți folosi pe post de ce vreți voi, de la Atelier Paris. Am 3 și sunt... am mai discutat despre aceste blush-uri lichide de la Atelier. Sunt superbe, vă zic sincer. Mie îmi plac foarte, foarte mult. Sunt diferite nuanțe. Eu acesta deschis îl folosesc și pe post de iluminator, deci chiar le recomand. La fel, le găsiți pe lecțiidemachiaj.com, prețul lor, nu știu exact care e, chiar nu știu. Îmi plac, le folosesc foarte mult și la cursuri, le folosesc și la cliente și dau așa o prospețime aparte și de asta îmi și plac. Următorul produs este fondul de ten FLV1, 2 și 3 de la Atelier Paris. Ce înseamnă asta? Înseamnă că acest fond de ten este cu particule de lumină. Stați să văd cum să vă arăt. Arată așa. Deci, Și uitați-vă cât de fain strălucește. E ca un bec. Ce puteți face cu acest fond de ten? Asta este codul lui FLV1. E 1, este mai rece. 2 este așa... mediu, ușor mai cald, să zic, iar 3 este pentru persoane un pic mai bronzate. Vedeți că ăsta e super deschis la culoare. Cum îl folosesc eu? Sau cum vă sfătuiesc să-l folosiți? El este un fond de ten waterproof. Îl puteți folosi pe zonele de volum ale feței, îl puteți folosi ca atare pe toată fața dacă vă place să străluciți ca un bec, sau îl puteți combina cu fondul vostru de ten. Dacă aveți un fond de ten care nu e waterproof și puneți un pic de produs din acesta în fondul de ten care nu e waterproof, acesta fiind waterproof, va deveni un fond de ten waterproof, adică foarte rezistent. Dacă aveți probleme cu tenul, aveți acnee sau... eu știu, aveți probleme cu tenul, nu vă sfătuiesc să-l folosiți pentru că vă scoate în evidență și mai tare defectele de pe față. Dar dacă nu aveți probleme cu tenul și vă place efectul acela glowy și așa de piele sănătoasă și mai ușor, așa să nu fie foarte mult produs pe față, e un fond de ten pe care chiar îl recomand. Îl găsiți la fel tot așa pe lecțiidemachiaj.com, este site-ul școlii unde eu lucrez, deci de asta vă și spun, nu știu exact cine e make-up artist, dacă poate să depună actele pentru vreo reducere la școală, trebuie să vă uitați să vedeți dacă sunteți cursant al școlii noastre sau nu, sau ceva de genul, trebuie să vedeți exact despre ce este vorba ca să puteți beneficia de reducere. Intrați cel mai bine pe site, vedeți ce acte aveți nevoie să vă depuneți acolo și așa mai departe. Următorul produs este fondul de ten de la Charlotte Tilbury, Light Wonder, îl ador de-a dreptul. Este un fond de ten cu acoperire mică spre medie, un fond de ten cu particule de lumină, pe care la fel îl ador și vă recomand din tot sufletul să vi-l cumpărați. Are o textură ușoară, lasă pielea să se vadă, nu știu, mi se pare foarte, foarte drăguț. Pe lângă asta are 40 de mililitri, toate fondurile de ten au aproape, sau în general au 30 de mililitri, acesta are 40. Eu am nuanța 6, 4 și 3, dar na, acum depinde cât de bronzate sunteți. Următoarele produse sunt aceste iluminatoare lichide de la Cupio. Astea le-am primit de la ei, dar iarăși vă spun sincer că nu le-am testat. Am să-l pun acum pe mână să văd prima impresie așa despre ele. Deci l-am pus pe mână. Din câte văd așa pe mână,
Pare că are o luminozitate destul de lejeră, adică nu acoperă pielea, efectiv, eu la asta mă refer când vreau să zic lucrul ăsta, și mirosul este unul plăcut. Cred că sunt mai multe nuanțe, acesta este Honey și ăsta nu scrie pe el. În fine, o să vedeți dacă intrați la ei pe site că sunt mai multe nuanțe. Ideea e că mai bine vă luați unul închis și unul deschis și atunci le puteți combina între ele sau le puteți folosi ca atare. Dar din câte pare, par a fi ok. Următorul produs este Makeup Primer Even Tone de la Laura Geller. Nu mai știu dacă vi l-am mai arătat sau nu, dar la fel, o dezamăgire totală. Eu cred că v-am mai arătat produsul ăsta nu de mult sau iarăși într-un clip de genul ăsta. Nu face nimic, deci îl pun pe față și nu face nimic. N-are strălucire, n-are nimic, nu face nimic. Este nicicum. Adică dai banii pe el, dar dai degeaba. Nu să nu-l cumpărați. Nici dacă aveți ocazia, nu-l cumpărați. Următorul produs este fondul de ten de la Fenty. De vreun an l-am eu, fondul de ten, și îl iubesc. Are o textură faină pe care eu n-am mai văzut-o la alt fond de ten și arată foarte natural și frumos dacă știți să-l aplicați. Adică să nu puneți mult, la asta mă refer. Că dacă puneți mult, are efectul ăla de mască, tinde să oxideze puțin, dar vă puteți alege din toate nuanțele alea care sunt la Sephora, că acum brandul Fenty este și în Sephora, vă puteți alege nuanța potrivită. Următorul produs tot de la Fenty este primerul, pe care eu îl folosesc iarăși de aproape un an de zile, cred că am vreo 5, și îl ador. Are o textură ușor satinată, dar în același timp și mată, nu știu, e ceva, iarăși ceva mai deosebit și vi-l recomand să-l cumpărați ca și bază de machiaj. Mie îmi place tare, tare mult. Unul din favoritele mele este Hollywood Beauty Light Wand, este de la Charlotte Tilbury, este și un bestseller al ei. Are un burețel aici sus, se desface și se învârte, păcat că nu vă pot arăta. Este un iluminator, dar e un iluminator mai deosebit un pic. Un iluminator care dă efectul așa de luxos, de frumos, de altceva. Nu știu, mie îmi place foarte mult. E un iluminator cremos, deci nu este un iluminator pe bază de pudră. Asta da, îl recomand să vi-l cumpărați că o să-l adorați de-a dreptul ăsta, o să-l adorați. Următoarele mele dezamăgiri sunt aceste produse de la Cover FX. Nu știu, poate nu știu eu să le folosesc sau habar n-am. Astea sunt Glitter Drops în nuanța, nu știu ce nuanță, una deschisă la culoare. Am și albastru, dar ăla nu l-am mai luat cu mine. Și fardurile cremoase, mă rog, ce-o fi astea? Ceva ce se pune pe pleoape, nici măcar nu le folosesc. Sunt 3, unul roz, unul cu albastru mai rece și mărveil se numesc. Sunt foarte rezistente ele, doar că nu știu, nu le folosesc, nu uit de ele, nu știu, habar n-am, nu știu ce să zic. Nici nu știu de ce uit de ele, că n-ar trebui să uit, ținând cont că sunt niște farduri foarte rezistente. Farduri cremoase. Nu știu, poate o să încep să le folosesc și o să le scot de la dezamăgirea mea din suflet, dar până atunci nu vă recomand să le cumpărați, cel puțin ăsta Glitter Drops, pentru mine este urât, mie nu-mi place. Următorul produs care intră la favorite este fondul de ten Face & Body de la MAC. Este un fond de ten care are mulți mililitri, cred că 50 dacă nu mă înșel, da, 50 de mililitri. Este pe bază de apă și este recomandat pentru tenul uscat, în niciun caz pentru tenul gras. Dacă îl folosiți pentru tenul gras, o să arătați ca un bec. Deci pentru tenul uscat este mirific, puterea de acoperire iarăși este slabă spre medie, depinde, puteți să-l stratificați sau... Dacă vreți să diluați un fond de ten care este mai gros, puteți să adăugați din acest fond de ten în ăla mai gros și să diluează și devine mai fluid. Deci chiar recomand să aveți în trusa voastră de machiaj un asemenea fond de ten. Următorul produs este fondul de ten de la Huda Beauty, un fond de ten cu o acoperire extrem, extrem de mare. Eu nu-l folosesc ca atare niciodată, întotdeauna îl combin cu alte fonduri de ten mai fluide, dar e bine să aveți în kitul vostru un asemenea fond de ten dacă sunteți make-up artiști, pentru că nu se știe niciodată ce acoperire trebuie să folosiți pentru o anumită clientă sau dacă vă place o acoperire mare, mă refer ca o persoană normală, nu trebuie să fii make-up artist, este foarte ok fondul de ten, deci nu am ce să-i reproșez, este un fond de ten cu acoperire mare și așa mai departe, își face treaba și na, îmi place în proporție de 70%, deci n-aș putea să zic că
nu-l recomand, deci îl recomand. Următorul produs este de la Kiko Gold Waves, fond de ten fluid cu SPF 25. L-am folosit de două ori pe mine și mi se pare îngrozitor. Nu știu, e nici cum, iarăși așa, n-are nicio treabă, nu știu, nu face nimic ca nici asta, e așa, nici cum. Deci dacă îl aveți și vă place, mă super bucur, dar dacă nu, să nu-l cumpărați, că e aproape inutil, nu face nimic. Următorul produs este de la Laura Geller, cum Dumnezeu se pronunță, with color correcting pigments. Groaznic. Nu-mi place deloc. Iarăși, nu l-am folosit niciodată, arată așa. Adică, nu l-am folosit pe cliente, că pe mine l-am testat și nu. Nu-mi place deloc. Nu știu, pur și simplu, nu-mi place. Nu știu să explic de ce, dar nu-mi place. Mai am și o paletă. Următoarea paletă este de la Jeffree Star, Thirsty. Paleta pe care am mai prezentat-o și mi se pare super drăguță. Doar culorile astea mi se par incredibil de frumoase. Astea frumoase și pigmentate, într-un fel aparte. Dar celelalte de sus mi se par așa prăfoase și nu prea pigmentate. Cel puțin paleta asta, că e singura care o am de la el, mie nu-mi place atât de mult decât texturile alea sidefate, dar alea mate nu le-am folosit pe ochi decât o singură dată, dar nu sunt atât de pigmentate și de cremoase, să zic, pe cât mă așteptam. Sunt ușor prăfoase. Ultimul produs, ultimul, nu? Da. Nu mai am altul. Ultimul produs este de la Urban Decay All Nighter. Este un spray de fixare pe care pot să zic că îl ador. Am mai avut sprayuri de fixare, dar ca și ăsta parcă n-am avut niciunul. Este așa, lasă pielea așa dewy și și rezistent și foarte, foarte bun. Chiar vă recomand să îl cumpărați. Are 118 ml, deci va ajunge destul de mult. Am uitat să vă spun de pensule. Uf, știam eu că am uitat ceva. Am câteva pensule de la Ludovic, adică toate care să vi le arăt acum sunt de la ea. Adică sunt făcute de Ludmila Tarakanova, în cazul în care n-ați auzit de ea, o să auziți acum prima dată. Și așa arată pensulele ei. Asta este logo-ul. Astea mi le-am achiziționat eu. Eu mi-am achiziționat aceste pensule când am mers la cursul la matematica culorilor, anul acesta, în martie, dacă nu mă înșel a fost, unde am avut foarte, foarte, foarte multe lucruri de învățat. Mie mi-a plăcut foarte mult cursul acela și acum vin din nou cu matematica culorilor. În 3 zile o să învățați tot ce este putință despre culori, dacă sunteți make-up artist și sunteți interesați. Vă las linkul mai jos către eveniment. Și cam astea sunt. Astea sunt din păr de veveriță și sunt un pic mai scumpe. Nu mai știu exact cât am dat pe toate. Cred că pe toate pensulele astea am dat undeva la vreo 5 sau 600 de lei, ceva de genul. Dar din cauza că pensula de veveriță, adică părul de veveriță, este unul foarte scump și de asta au fost așa de scumpe. Dar pot să spun că sunt unele din preferatele mele. Iar pe lângă astea, vreau să vi le mai arăt și pe acestea de la Valerie D., din păr sintetic combinat. Pentru aplicarea fondului de ten sunt deosebit de frumoase. Le găsiți tot așa pe lecții de machiaj. Vă las și codurile. Una, asta a fost 136 de lei mai mare și asta mai mic a fost 120 de lei sau ceva de genul. Dar fondul de ten se aplică minunat cu ele, adică nu știu, Nu știu, îmi plac tare, tare mult. Eu de când le-am cumpărat, de o săptămână, deci am lucrat un weekend cu ele, pot să spun că n-am mai folosit burețelul de machiaj, lucru care mi se pare wow pentru mine. Deci este chiar ceva wow când am folosit burețelul de machiaj. Ok, și acum să trecem la giveaway. Așa, ce-am pregătit eu pentru acest giveaway este Body Lava de la Fenty. V-am spus că asta este unul dintre produsele pe care le ofer la giveaway. Eu sper să vă placă vouă. Mie personal nu-mi place pentru că este lipicios, dar poate vouă vă place. Am mai pregătit un spray de fixare de la Rude. V-am mai pregătit o pereche de ochelari, pentru că toată lumea mă întreabă de ochelarii mei, de unde sunt. Când postez un Insta Story, toată lumea mă întreabă de unde sunt ochelarii. Deci acestea sunt ochelarii și vreau să vi ofer cadou, pentru că v-am zis că știu că toată lumea mă întreabă de ei. Și sunt așa de mari,
sper să vi se potrivească cine îi câștigă. Sunt super mari, dar sunt și foarte frumoși, trebuie să recunosc. Mie îmi plac tare mult, na, nu știu, e una din perechile mele preferate și am mai multe culori, și negri, și albaștri, și verzi, și toate culorile. Deci perechea asta neagră, m-am gândit să fie neagră, pentru că este mai universală și poate place la mai multe lume. Și pe lângă asta, aș dori să vă mai ofer și cutia de la Fab Five Beauty Box, pentru că acum se poartă foarte mult cutiile acestea de Beauty Box. Din păcate, acesta trebuia să fie, de fapt, această cutie trebuia să vă arăt cumva în luna iulie, dar pentru că am fost foarte, foarte ocupată, nu am apucat să filmez, nu am apucat să fac chestia asta, o desfac acum și apoi o să vă ofer cadou câștigătoarei. Arată așa, vedeți că și scrie iulie 2018, deci arată așa și pe spatele ei scrie ce anume conține, ceea ce mi se pare foarte, foarte mișto. De la Elizabeth Arden Skin Balancing Exfoliating Cleanser. Toate astea le aveți aici în cutie. N-aș vrea să desfac cutia pentru că este atât de frumos ambalată și este atât de drăguță și de aceea vreau să vi le arăt produsele aici în spate. Deci astea sunt. Sper să se vadă bine. Și acesta am să-l pun înapoi aici. Deci astea sunt premiile pe care le puteți câștiga. Concursul începe astăzi și se desfășoară pe toată durata lunii octombrie. Am să aleg câștigătoarea live pe Instagramul meu. Am să vă las în descriere exact data când am să fac această extragere, pentru că încă nu știu sigur, dar acolo veți afla. Și tot ce trebuie să faceți este să fiți abonate canalului meu de YouTube, să îmi dați follow și pe Instagram și să-mi lăsați un comentariu mai jos în care să-mi scrieți absolut ce doriți voi. Nu am nicio pretenție să-mi scrieți ceva anume. 2-3 cuvinte care credeți voi și ce credeți voi că aveți să-mi spuneți. Numai să nu mă înjurați, atâta tot, vă rog din suflet, pentru că dacă mă înjurați, bineînțeles că nici nu mai intrați în concurs și nu e frumos să înjurăm. Cu condiția să puneți și hashtag Claudia Niță Giveaway, pentru că la concursul trecut a câștigat cineva și nu a pus hashtag-ul în comentariu, lucru care n-a fost tocmai ok, pentru că am descalificat-o, din păcate, la concursul cu beneficii. E păcat să te descalifici doar dintr-un motiv de genul acesta. Și încă un lucru, vedeți că încă rulează pe pagina mea de Instagram un concurs în colaborare cu beneficii, încă 3 domnișoare foarte, foarte drăguțe și frumoase, Denisa Lutraru, Andra Melinte, 4 domnișoare, Andra Oprea și Special Coco, așa că intrați pe pagina mea de Instagram și vedeți despre ce este vorba. Este o poză așa cu multe, multe produse de la Benefit. Concursul acela se desfășoară doar pe Instagram, în schimb concursul acesta se desfășoară pe canalul meu de YouTube toată luna octombrie. Dacă ați uitat ceva, nu vă faceți nicio problemă, pentru că în cutia cu descriere am să pun toate regulile pe care trebuie să le urmați ca să puteți să intrați în concurs. Nu uita să te abonezi canalului meu de YouTube dacă deja nu ai făcut-o, să-mi dai un follow și pe Instagram, pentru că este super important ca urmăritoarele mele să-mi dea follow și pe Instagram dacă mă urmăriți aici, ca să intrați și în concurs, ținând cont că extragerea o voi face live pe Instagramul meu, ca să nu existe discuții de genul că i-am dat la nu știu cine, că pe prietenie și așa mai departe. Nu există așa ceva, de asta totul va fi live. Ce să mai zic, eu vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru că v-ați uitat până la sfârșit. Știu că a fost un clip foarte lung. Vă pup, vă iubesc, să aveți grijă de voi, ciao!